Respectarea normelor tehnice în vigoare, furajarea corespunzătoare și pregătirea animalelor în conformitate cu sfaturile specialiștilor zootehniști au adus o serie de beneficii crescătorilor de ovine din județul sălaș. Zootehnistul Ioan Cherecheș a anunțat că multe exploatații sălăjene au obținut o prolificitate mult peste media rasei, argumentând că aceste rezultate sunt rezultatul respectării normelor tehnice în vigoare. Un rol esențial l-a avut pregătirea oilor pentru montă, după cum a evidențiat și zootehnistul sălăjan. Ca rezultat a faptului că domnul președinte, împreună cu angajații dânsului, au fost în teren și au discutat cu oamenii, în acest an avem uh, rezultatul faptului că oamenii au înțeles de ce trebuie, de exemplu, să pregătim perioada de montă într-un mod tehnic și adecvat. Pregătirea perbecilor, a oilor, trebuie înțărcate mai devreme, furajarea corespunzătoare iar ca rezultat, acum avem în studiu câteva exploatații în care datorită respectării acestor lucruri uh, legat de tehnica creșterii oilor, avem prolificitatea mult peste media rasei. Cunoașterea normelor tehnice de creștere a animalelor contribuie în mod semnificativ la creșterea prolificității, motiv pentru care Asociația Ovis Sălaș pune mare accent pe informarea fermierilor cu privire la normele tehnice de creștere a animalelor.